Mergem puțin acasă la Amalia Ursu și Vasilica Ceterașu, care au devenit și ei părinții de gemeni. Iau, și s-au mutat de curând în casă nouă. Să da? Le trăiască. Să le trăiască. Laura Lezis, colega mea, a vizitat la Baia Mare. Mergem puțin la ei, iar apoi ne cântă Maria Cârnece, așa că rămânesc cu noi. Bună, Laura, bine ai venit la Maramureș. Bine te-am găsit în noua casă. În municipiu, da, în Baia Mare. Acum în Baia Mare. Ne-ai mai prezentat o casă cu 2 ani. Acum 2 ani, da. Da, și la Oncești. La Oncești City, da. Și acum ne-am mutat la Baia Mare, că a început să ne la școală și din ianuarie, după semestru 2, cum s-ar veni, am mutat cu ea la Baia Mare și am dat-o la școală aici. Fără să știu că o să am gemeni, că cu plecația m-am apucat mai repede anul trecut, cam undeva până ianuarie. Și am făcut două case la fel. Știi cum se zice, bă, românul mai face câte o șmecherie. Am făcut amândouă pe același proiect. Și asta, știi? Și am făcut, da, amândouă și le-am făcut pe același proiect, știi? Dar nu și locuiesc casă, amândouă. Nu, locuiesc separat. Cu într-una stau cu Amalia și într-una cu socră mea. Vasilică. Da, nu, e bine, e treaba bună. De-aia am zis că mi s-o arăta cu gemeni și cu casele, știi? Că eu le-am făcut, în principal le-am făcut de vânzare, știi? Mai avem de lucru un pic, încă nu mi-am pus gazonul, că-i frig la noi în Maramureș acum și nu se poate... Așa, în fine. Încă mai, da, mai avem de lucru, mai aici vine o fântână artezeană, mi-am pus un palmier aici să mă simt ca în Tenerife, știi? Uh-huh. E de plastic, știi? Nu trebuie să avem grijă. Am remarcat un detaliu. Cum intri, știi că e casa unui cântăreț. Da, mi-am făcut geamurile și ușile cu un prieten de-a meu și el mi-a făcut cadou asta. Zice, bă, să fac acolo, să vadă o vioară frumoasă. Bă, zic, bun, haideți înăuntru, că-i fric. Hai. Ia spune, cum ai ales culorile, cum ai ales detaliile? Uite, văd acolo acea... Femeie, tu ai ales-o. Eu am ales. Asta am cumpărat-o acum vreo 8 ani din Viena, la un târg de Crăciun. Am fost cu Amalia și am avut-o la apartament în Cluj. Și după aia m-am dus aici la noi, că să fie alături de mine, știi? O femeie în casă, nu te poți despărți de ea. Nu mă pot despărți de ea, după bune. Deci Amalia a ales tot ce vezi interior. Mobilier și astea le-a ales Amalia. Eu am fost și pe construcții și pe organizarea șantierului. Și acolo ce ai, Vasilică? Cutii sau cărți? Cărțile care le citește soția. Deci ea citește numai Dior, numai brand-uri, știi? cum o citești? Îți place? Asta-s cutiile de la parfumuri. Mai n-ai gusturi rele, ce nu, să zic? Am așa, am gusturi. Am și eu, că n-am ce face, nu. Trebuie să faci, când e soția fericită, tot ce merg bine și toată casa e fericită, știi? Asta e cel mai important. Hai că vă arăt și sus, să vedeți. Culoarea machetei cum ai ales-o? Am ales-o cu maroul ăsta, să fie cu maroul de jos, știi? Dar eu am vrut să pun neapărat mochetă, că zic, dacă am copii, să nu fie grese, ai rece. Și am pus să știi că e și mai ieșit cu mochetă, adică eu am ieșit... Serios? Da, am ieșit undeva la 1500 de lei cu mochetă și montaj. Mergem acum în camera Selenei. Bună, Sele! Bună! Ce faci? Prezintele camera ta. Ne-ai promis că ne prezinți camera, nu? Da. Poți să stau pe scaun aici? Da. Ia spune, tu ai ales tapetul cu unicorn? Da. Îți plac unicornii? Da. Îi plac foarte mult unicorn. Și ai fost la magazin și ți-ai ales tu de acolo din modele? Da. Da. Și mi-a plăcut ăsta că e un unicorn care seamănă cu tati, mai grăsuț. Și ăsta... Mulțumită de cum a ieșit, îți place? Da, pentru că are nevoie să-și țină rușurile, să-și țină jucăriile, cordeluțele, da, toate. Da, văd acolo parfumuri. Și... Ne prezinți parfumurile tale un pic? Vai, cum miroase, ia mi-l arăți? Dar câte parfumuri ai? Două. Ai mai multe, 1, 2, 3. 3 parfumuri. Vai, ce frumos miroase. Ai gusturi bune, semeni cu mami. Și la mami am văzut multe parfumuri. Da. Acum are și rujele. Wow. Te rujezi? Și tati știe? Da, tati mi le cumpără, nu? Sau cine ți-a cumpărat? Tati. Ăsta tati, da, asta... Vai, da? Ești o domnișoară deja? Nu? Are multe rujuri, nu? Și ochelari de soare. Uite, arată și ochelarii tăi de soare, Selena. Nu, stai să fii pregătit. Uite, wow. Mă pune-i pe pat să se vadă așa frumos. Să se vadă. O să-i pun pe pat. Da. Te rog. Una, două. Astea-s cu mini. Da, stai. Nu, scuze. Una. Două. Două. Trei. Patru.
Da, aici avem o altă... Un alt dormitor. Un alt dormitor pentru oaspeți care mai vin până la noi, așa. Amalia l-a ales ăsta. Aici Amalia a fost. Da, Amalia. De fapt, peste tot Amalia. Peste tot, da. Eu și camera Selena, tot împreună cu Amalia. Mai simplu, așa, cu tapet, cu traperile astea. Farmastru mobilă l-a luat de la satul mare. Nu e adică de dus din Grecia, Franța, Spania, că găsești și la noi lucruri faine câte vrei și la prețuri bune. Și aici camera Amaliei și a camera mare și a copiilor. Și aici pătuțul Tiago și pătuțul Kevin aici. Da, aici m-a s-a înfășat. Dormitorul ăsta care l-a ales Amalia, tot împreună cu mobila aia care ați văzut-o din living. Nu, Amalia, care? Amalia, i-am zis la Laura cum a fost la magazin. Tu ai ales tot în casă. Aproape. A fost simplu? Ușile le-am ales eu. Ușile, deci doar... Da, ușile. Ați mers în magazin și ați cumpărat tot da, ce da, păi că Vasilica e foarte grăbit, el nu are răbdare, nu stă la cumpărături și atunci a trebuit, cred că într-o jumătate de oră să aleg pentru toată casa. Așa. La fel a făcut și cu draperiile, cu covoarele, cu toate, mă stresează. Pare ușor. Pare ușor, da, dar până... Eu am ales parchetul, eu am ales parchetul și ușile, atât am ales eu. Eu am ales tapeturile și tot restul. Mobila e toată din aceeași colecție. Da, da, da. De la Cluj am luat mobila. Nu, am ales în culori bej, adică n-au plăcut. La ochi n-am vrut să fie nici încărcat. Camera Selenei e destul de... Adică e și albă și roz, dar mult roz predomină pentru că ea e fetiță. Și în rest nu am vrut ca să încărcăm. Să fie simplu, să nu te doară ochii, să... Simplu e cel mai bine. Da, și aici am făcut un dressing. Colecțiile tale. Da, nu colecțiile mele, am făcut un dressing, sai, unde să mai, nu mai dulap aici, ca să fie spațiu pentru copii. Am făcut un dressing pentru restul. Ai ceva parfumuri alea, Amalia? Ia. Ceva parfumuri de la Amalia. Ai adus parfumurile și aici? Nu toate, încă nu am adus, deci mi-am adus așa. Deci Amalia este artistul. Uite, Laura, strictul necesar. Amalia este artistul cu cele mai multe parfumuri. Nu cred. Ba da. Cred că mai sunt. Din ce am văzut eu, ești top. Mai sunt, păi numai aici ai. 1, 2, 3. Uite, are și două la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și tu ai 3. De eu am 3. De mie nu trebuie. Eu mă dau cu deodorant și numai, nu mai dai cu parfum. Da, ce să... Mai avem multe lucruri de mutat și hainele tradiționale, trebuie să le aducem de la Oncești. Că... 10% din 100% mai avem de mucit, mai avem un pic, dar să vină căldura, să facem și curtea și toate. Facem, vă invităm după aia să la veniți. La grătar, la vară. La grătar, da, la vară. Invit, e curtea gata, piscina. Da, vreau să fac... Să-l vedeți pe Vasilica cum plantează tuia. Da.